Este vremea pentru un episod de Road to Glory și de asemenea pentru Weekend League, frate. Da, bine v-am găsit la un nou videoclip de Ultimate Team. După cum ați văzut în clipul trecut, Blanca la n-a fost ce trebuie, așa că nu o să-l băgăm la echipă. O să-l păstrăm în continuare pe Varan pentru Weekend League-ul ăsta, chiar dacă joacă în 2 chem. Însă vreau să-l înlocuiesc pe Crespo, frate, și o să-l înlocuim desigur cu un alt icon, însă nu o să vă zic deocamdată cine e. Până luăm noi iconul ăla, merge și deschidem aici 4 pachete minunate și după o să vedeți despre cine este vorba, deși oricum cred că ați văzut un titlu. Hai să mergem să deschidem pachetele astea, poate pică ceva bun și nu mai e nevoie să cumpăr iconul ăla și vedem ce se întâmplă. 78x2. Primul pachet de astăzi, avem Germania CB de la Freiburg, clar un jucător slab, mai probabil, și vine Ginter, mai are 83, are chiar 84, bine. Mai departe avem un rare gol pe care are 81 plus garantat, este untradeable, nu mi-a picat niciodată nimic din pachetele astea, dar poate pica acum. Croația CM e Modric, nu? Da, stai, nu e Modric, e Kovacic. Da, 84 sau 85 când are Modric. Ăsta Kovacic, 82 chiar, mamă, slab. Următorul pachet, small, rare, gold, player, spec, 5 jucători rari din 6 și avem un 82 plus garantat, destul de OP pachetul ăsta. Și pică, pică, son încă o dată pe bune? Nu, no, stai că e Kimmich-Jae, Kimmich-Jae de la Bayern. Da, puteam să jur că e son, s-a uitat că e și Kimmich-Jae și care are 84 rating. Da, nu se dă cu nimic, e 3 double măcar? Nu, no, nu e nici 3 double. Și ultimul pachet, avem un pachet chiar bun, frate, 84 plus or 3, 3 jucători 84 plus la ce noroc am eu, îmi dă 3 de 84 sau un maxim 85 să zicem. Dar hai să vedem, poate ne lovește norocul astăzi. Ok, Franța, Twing, Dembele cred că e, nu? Cred că Dembele pe care mai am o dată în 3 double. Da, cam trebuie să-i dau cu Quistel că n-am ce să fac cu el. Mai avem Benacer și Rudiger, mai costă ceva Rudiger, mai costă, dar n-avem ce să facem cu ei că sunt toți în 3 double. Ok, și luăm frumos și un preview pack de ăsta, că am uitat să-l deschid. Nu e nimic, nu e nimic. Sau poate Hakimi? Nu e Hakimi? Nu, e Mazraoui. Da, băieți, și ca să îl integrăm pe jucătorul nou, trebuie să schimbăm puțin formația, frate. Cu eu să trebuiască să jucăm 4-3-3 clasic ăsta așa. Și jucătorul care va veni este Gheorghe Hagi, frate. O să luăm pe Hagi, băieți. Nu știu cât costă, să fiu sincer, că 150.000 cam așa. Da, 150.000 e cel mai ieftin. Dacă tot joacă România seara asta cu Israel, în care filmez eu, voi probabil când o să vedeți clipul ăsta deja o să vedeți dacă România e calificată sau nu. Ok, 150.000 pentru românul nostru Gheorghe Hagi, frate. Astăzi sunt patriot și vreau la Weekend League ăsta să jucăm cu un român. Așa că Hagi vine la echipă. Și trebuie să-i dăm și un chemistry style. Cred că o să-i dăm Hunter să crească pe viteză acolo, pentru că nu are pace foarte mare. Și desigur că va juca în 4-2-3-1 ăsta. Va juca atacant aici, frumos, cu Griezmann în spatele lui. Așa că mergem și jucăm primele 10 meciuri. Obiectivul pentru final este să facem 11 uniuri ca de obicei. Ok, Onana în poartă, Van Dijk, Blanc, Kebler, Bellingham, player of the mount. Ok, și Hagi, prima atingere a lui Hagi. Se duce acolo, Hagi, 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 nope. Nu putea să marcheze la prima atingere, însă a ratat. Ok, Hagi pleacă bine. Ah, dar nu prea, parcă e lent, bă, vere. Haide, mă, hai, mă, nu așa. Nu cred. Hai, mă, frate, ce spațiu ăsta așa liber? N-a jucat nimic ăsta. Griezmann, bravo, 2-1, hai că poate l-ntoarcem, poate l-ntoarcem. Messi, Messi, da-mă, Messi, 2-2, asta zic, Messi. Hai, Neymar, da-mă, Neymar, 3-2, minutul 83, Neymar dă lovitura, băieți. Da, băieți, și meciul se termină rău și până la rău să câștigăm meciul ăsta pe care credeam că nu-l mai câștig. Ok, și avem o victorie și 0 înfrângere. Ok, Alisson, Van Dijk, Blanc, bine, Modric. Mamă, ce-a scos Alisson. Mamă, ce-a scos Alisson. Hagi acolo, pasă bună. Fault, fault. Da, mă, da. Ok, și dacă tot îl avem pe Hagi, batem cu el, frate. Power shot bun. Hai să vedem cum execută Gheorghe Hagi. Și da, mă, da, vincul perfect. 1-0. Griezmann trece bine. Hagi în care eu. Nu cred cum a luat-o Blanc pe asta. Bine, frumos. Hai, Neymar. Pah, ce șut slab. Haide, Modric, e singur, du-te! Nu știu dacă are viteză. Ok, pasă bună la Griezmann. Griezmann avansează. Bum. Cu dreptul. Da, mă, da, Griezmann 2-0. Haide, mă, băgat-o pe asta, Salah, din mișcare, frate, înțeleg că are finez plus, dar din mișcare. Wow! Băi, vere, ia în mână, că e singur. Hagi trece bine, pasă acolo, încă una și Griezmann. Da, mă, da, 3-1, e game over acolo. Sau nu, să știe că e trece Neymar ăsta, ca prin brânză, efectiv. Da, a trecut ca prin brânză Neymar.
De ce nu se fluieră când eu degajez mingea la el în teren și s-au dus minutele? Da, și meciul se termină, câștigăm și meciul ăsta până la urmă. Da, și avem 2 victorii și 0 înfrângeri. Mainean în poartă, Varane, Thiago Silva, Ashley Cole, Kanté, Tchouaméni acolo și cu Prinț în atac. Care e mai mult prințesă decât prinț. E offside? Hagi? Bum! Da, mă, Hagi, așa, da. Ok, Felipe Anderson acolo, pasă bună și este gol, da, mă, 2-0. Excelent, Bellingham recuperează acolo, Neymar, ce trece acolo. Bum! Hai, mă, offside, gol de primit, fere. Păi, vere, Bellingham are tot spațiul din lume să urce, el stă și să oprește, mă. Wow! Doamne, nu o să poate, mă. Ce gol primesc, nu e în stare Alisson să dau pas. Da, și mergem în prelungiri cu oponentul ăsta care n-a mișcat în prima repriză, dar în a doua efectiv a avut noroc, a dat două goluri norocoase și aia a fost. Griezmann acolo, așteaptă Felipe Anderson, da mă, gol acolo, Felipe Anderson dă lovitura. Wow! N-ai mă, frate, mă, degajează-o că dau să o degajezi, te uiți la ea, Militao. Da, Neymar? Oh, mă, Neymar, mă, Neymar, mă, e Neymar. Degajează-o. Da, mă, da, și câștigăm meciul ăsta până la urmă. Da, băi, și avem 3 victorii, 0 înfrângeri până acum. Obel, Thiago Silva, Konate, ok, echipa de Germania, cu Anglia, cu Italia combinată. Bă, mișto echipa, da. Ok, Neymar. Și... da, mă, da, Felipe Anderson. Am avut noroc aici că a sărit la mine. Felipe Anderson, ce bine trece. Bă, joacă Anderson ăsta, n-am ce să-i reproșez. A jucat impecabil la weekend league-ul ăsta. Da, și se pare că oponentul iese, băieți. Da, și avem 4 victorii, 0 înfrângeri până acum. Chiar un început genial de weekend league. Ter Stegen, Kunde, Capdevila, Van Dijk, Petit, echipă cu mulți iconi, însă eu zic că putem să-l batem. Ok, vine Griezmann aici cu dreptul, treacă stângul, bă. Aoleu. Ce prost gol. Ce gol prost de fapt. Griezmann, scoate Ter Stegen. Griezmann, fai de mă, Van Dijk, că la blochează orice șut posibil. Ok, Neymar are spațiu, Neymar acolo se duce. Excelent, Neymar. Neymar trece frumos. Și Griezmann, fai de mă, încă o dată în blocaj, doamne. Uitați-vă puțin la expected goals, 2.6.0.5. Trebuie neapărat să-l întoarcem. După cum a decurs meciul, ar trebui să-l întorc în repriza a doua, eu așa zic. Griezmann, soi de mă, scoză pas la Ter Stegen și la el dă de la 30 de metri când e oponentul finesc. Ok, nu-i offside? Messi? Doamne, ce șut slab, haide mă, dar nu vrea să intre. Băi, vere, băi, ce mă, jocul ăsta, mă, alergă jucătorul, s-a blocat, e NPC. Wow. Ciao, uite-te, mă, frate, mă, cine mă bate, nu pot să cred. Da, nu pot să înțeleg cum a bătut oponentul ăsta, nu pot să înțeleg. Ok, 4 victorii și o înfrângere, că na, era prea mult 5 victorii la rând. Hai, mergem mai departe. Ale, aoleu, aoleu, ce echipă are ăsta. Hai, Hagi, hai, dă-mă bară. Hei, Griezmann. Nu cred că intră ăsta, dar până la urmă Griezmann marchează 1-0. Hai, Varane, bag-o. Hai, Varane, încă o dată. Haide, Hagi, tu! Băi, vere, dar Hagi ăsta mă cam enervează. Griezmann! Haide, mă, Van Dijk, ăla e prea zeu, mă, nu poți să treci de el. Da, și este 1-1. Ok, pasă bună și... aoleu, nimeni... haide, mă, dă-i șut, mă! Haide, mă, dă-i șut! Ok, nu știu ce s-a întâmplat aici, însă Hagi marchează 2-1. Deci eu nu pot să înțeleg cum poate Salah să-l facă pe Varane la cap. S-a înălțat Salah al meu. Hai, Neymar. Numai șuturi în blocaj am dat. Dați-vă la minut. Era să-mi o facă jocul. Am dat să degajez acolo că Alisson a băgat alunecare. Era să-mi o facă jocul, dar nu înțeleg cum arata și el acolo. Dar cât de prost e jocul ăsta. Nu știu că doar împotriva mea a fost. Că meciul ăsta m-a ajutat și pe mine. Dar totuși e foarte prost. Dar n-ai unde, frate, enervant, mă, cu pressing-ul ăla lui. 3 oameni în margine, unde să o dai, că n-ai unde, ia și dă-i gol. Nici nu mai rău să mă joc cu ăștia, că n-am ce să fac, n-am pe unde să pasez. Haide, mă, bravo, băi, Messi, 3-3. Griezmann! Da, mă, Griezmann, în ultimul minut, 4-3, bravo, băi, Griezmane. Când ai nevoie de el, îți dă clash, mă, frate, nu înțeleg cum. Da, băi, și meciul se termină, chiar nu mă așteptam să câștig meciul ăsta, însă am avut noroc. 5 victorii și o înfrângere, mergem la următorul meci. Ok, Kalulu, oh my god, trebuie să-l bacă, joacă cu Rapinoe, băieți. Dacă joacă cu Rapinoe, trebuie să-l batem. Nu-mi permis să mă bată ăsta, vere. Griezmann, da, mă, Griezmann, 1-0. Haide, m-a sărit.
Da, și din steritura mea la gol, efectiv. Griezmann, roșu, roșu, roșu. Doar galben, era o situație de 1 versus 1. Ok, psa, din nou jocul ăsta e ciudat rău de tot. Griezmann, da mă, da, 2 la 1. Just rapid noi things. Centrare excelentă, lovitură de cap. Cum era să intre golul ăsta? Păi ești nebun, dar nu... Hai Griezmann! Pară, bă! Felipe Anderson! Pă, de ce a scos o succes din pasta? Pama, nu pot să iau mingea. Băi, Vere! Ce pingare ăsta, mă, uite cum se învârte! Vezi? Băi, Vere, nu se poate, te împiedici! Doamne, ce pingare ăsta, uite-l cum se învârte cu... Pă, uite! Uite haldă dribbling, frate, cum se învârte așa cu ei? Își anulează efectiv dribbling-ul. Uite, se învârte de 3 ori pe secundă, nu înțeleg cum poate așa ceva. Nici dacă aveam jucător cu 99 nu se învârte așa rapid. Ce, și ăsta mă bate, mă, ăsta care n-are nicio treabă cu FIFA, mă bate. Și cu ăla de mai devreme cu care am avut meci ca lumea, l-am bătut că am avut eu noroc. Te știu cum se întoarce, ce pingare ăsta are, unul ping? Haide, Messi? Da, mă, dacă nici asta nu intră cu Messi, nu o să dea cu stângul, are spațiu enorm să dea cu stângul. Dacă dăteam finez, mai înțelegeam. Dar n-am dat finez, am dat și normal. Messi? Ok, hai că mai avem timp. Bă, ce noroc poate să aibă ăsta, bă. Ok, 5 victorii, 2 înfrângeri, mergem la următorul meci. Pedro Militao, Col, Pedri, Alexia Putea. Wow! Da, mi l-a deselectat pe ăla în altul și mi l-a selectat pe Dodo, singur joc. Genial joc. Pasă și este gol Felipe Anderson, 1-1. Din păcate este nevoie să jucăm așa, pentru că altfel nu se poate. Griezmann! Da mă, da, 2-1. Ce-a băgat-o Griezmann? Ce-a băgat-o Griezmann? Da, și oponentul se pare că iese. Da băi, și avem 6 victorii, 2 înfrângeri. Ok, următorul oponent cu Alisson, Blanc, Van Dijk. Ceva obișnuit, adică nu prea există apărare fără Blanc și Van Dijk de care să dai la Weekend League. Oh, ia să vedem. Ok, e bine că nu e troll și ne dă victoria cadou. Bine. Iar acum avem 7 victorii, 2 înfrângeri. Hai să mergem la ultimul meci din acest episod. Courtois acolo. Oh, Van Dijk și Blanc. Ce surpriză, da. Ia Ture la mijlocul terenului, echipă bună pentru oponentul ăsta. Foarte diversificate echipele, frate, în jocul ăsta. Numai Van Dijk și Blanc. Altceva nu știu ăștia. Kenny m-ar trece bine, pas acolo. Hagi, preluare excelentă și Hagi trebuie să marcheze. Da, mă, da, Hagi, asta zic. Hagi, pasă bună, Griezmann. Da, mă, 2-0, Hagi cu asistul acolo. Ce se fala asta, dar din nou a folosit schema de aia de kick-off. Haide, Griezmann, finez. Da, mă, ce vinclu reușește Griezmann, 3-1. Băi, prea bun Griezmann, nu înțeleg cum e așa OP la 20k, 30k cât costă acum. No, haide, mă, ce noroc, bă, cum a sărit-o la el. Hagi, da, mă, Hagi, 4-2. Și oponentul se pare că iese, băieți. Da, și avem o cutie aici în primele 10 meciuri la Weekend League. Dacă v-a plăcut clipul ăsta, lăsați un like acolo dacă vreți să apară partea a doua cât mai repede. Eu am fost Gianni, v-am pupat, pa!